exact cum în realitate există corporații care se bat pentru o sferă de influență. Așa se întâmplă în capitalism, nu? E, creierul nostru ar funcționa capitalist, spun adepții acestui tip de teorie, cu zone de presiune localizabile pe emisfere, cortical și așa mai departe, și care ar fi într-o permanentă dezbatere, dacă nu într-un permanent conflict, pentru stabilirea deciziilor pe termen scurt și pe termen lung. E interesant de văzut unde va duce acest tip de cercetare și până unde se va încerca destructurarea, pentru că despre asta cred eu că este vorba, destructurarea operaționalității minții umane. Și la urma urmei, care ar fi scopul unor asemenea cercetări? De ce încercăm, dincolo de curiozitate și de argumentul progresist, vrem să ducem lumea înainte, să vindecăm oamenii mai ușor, să prelungim viața, unde bate toată această cercetare? E o discuție interesantă, interesant de făcut, pe limitele etice ale problemei noii umanități. Când spui nouă umanitate, eu mă gândesc la o întâmplare pe jumătate hazlie, pe jumătate sordidă, pe care am trecut-o la mijlocul decenului trecut. Am fost invitat la un congres de futurologie, de fapte futuribile, în terminologia lui Bertrand de Jouvenel. Promițător. Nu era chiar așa promițător, pentru că era o sectă postmodernă foarte radicală acolo, anticapitalistă extraordinar, care a evocat capitalismul, dar ce mi s-a părut extraordinar acolo este că în numele unui pluralism care să evite speciismul, adică desconsiderarea altor specii, un cercetător care la vremea respectivă preda la Universitatea din Hawaii a spus că el își reprezintă viitorul, și asta este speranța lui cea mai vie, în felul următor. Într-un oraș, într-o clădire vor locui oameni, într-o altă clădire vor locui cyborgi, într-o altă clădire vor locui animale. Nu vă mirați! De ce să nu locuiască și animalele în oraș împreună cu noi, spunea. Am avut după aceea o discuție în aparte, când am servit cafea, nu știu ce, ce căutau cyborgii, pentru că această generozitate față de animale, mă rog, puteam să înțeleg la niște ecologiști radicali. Deși vecinătatea cu porci, girafe sau alte animale mai urât mirositoare ca sconc și, de exemplu, pe aceeași scară de bloc... Nu era onorantă. Nu era. Practică. Dar cyborgii și viziunea pe care mi-a argumentat-o scurt a fost următoarea, de pe poziția că așa se va întâmpla. Noi, de fapt, suntem niște mecanisme. Suntem niște mecanisme care uzează nu de tablă, chiulițe, metale, așa, ci de carne, de biologie. În fond, viziunea lui Descartes. Asta nu m-a mirat, mai auzise. Mecanicitatea biologiei umane. Sigur că da. Dar, acum, fiecare specie este menită să aducă elementul de teleologie, era foarte tare în teoria unui om care nega orice teleologie, dar este menită să aducă pe lume ceva care o depășește, o nouă formă de viață. Oamenii, de exemplu, ce formă de viață aduc ei suplimentar pe lume? Sunt cyborgii, sunt făpturile, oamenii s-au născut pe lumea asta ca să inventeze informatica, să inventeze calculatoarele, să facă posibilă realitatea virtuală și prin realitatea virtuală să facă posibilă ființele vii numite cyborgi. Eu nu aș numi aceste ființe mutanți, cum ai sugerat mai devreme, nu neapărat, pentru că există așa un soi de conotație negativă în percepția publică, este și o emisiune pe canalul Discovery, mutanți, unde vedem ființe transformate printr-un accident genetic, care statistic se petrece. Odată la N cazuri apare un mutant, deci un făt cu 3 picioare, cu 10 mâini, în sfârșit. Cazuri regretabile, desigur, din perspectiva umanității, așa cum o concepem noi, dar totuși cazuri reale biologice. Deci n-aș numi neapărat cyborgii niște mutanți există în sens negativ. Cyborgii. Da, există cyborgi și aici dăm un exemplu de cyborg. Lucrurile pot fi duse nu numai în realitate, dar și în ficțiune. Mai simplu spus, în realitate avem ceea ce se numește, teoricienii numesc cyborgi medicali. Cu alte cuvinte, ce este un cyborg în primul rând? Trebuie să ne definim puțin termenul. O jumătate ființă, deci o entitate, jumătate ființă, dotată cu biologie, cu umanitate, jumătate robot, deci jumătate articulație metalică, sintetică, plasticată și așa mai departe. În general, cibernetică. Deci avem o placare între biologie și cibernetică, un organism biologic pe care se grefează un dispozitiv cibernetic.
De exemplu, Terminator din filmul celebru este un cyborg. De asemenea, în Blade Runner, foarte cunoscutul film al Ridley Scott, avem tot așa, avem un cyborg care se dovedește mai uman chiar decât detectivul uman care încearcă să-l lichideze. Revin la problemă. Cyborgi medicali. Iată ce avem încă din anii 50-60. Indivizi pe care se grefează pacemakers. Dispozitive care ce fac, de fapt, augmentează posibilitatea, durata de viață a respectivului individ, făcându-l să nu moară. Fără acel instrument, inima s-ar opri. Avem un dispozitiv electronic pentru vremea respectivă, nu cibernetic, care nu face altceva decât să funcționeze ca o proteză. Bine, acum noi putem trece foarte ușor de la acest exemplu de cyborg medical la ceea ce se întâmplă astăzi în domeniul ingineriei genetice. Și aici nu mai discutăm de ficțiune, nu mai discutăm de Schwarzenegger care apare cu fața aceea decopertată și cu circuitele care bâzie, discutăm pur și simplu de cercetările concrete, finanțate cu fonduri guvernamentale în Statele Unite, în Coreea de Sud, în Marea Britanie, în Islanda, deci iată locații foarte diferite, cercetări de inginerie genetică. Cercetări care vizează clonarea, vizează stabilirea întregii hărți a operaționalității cerebrale, a ADN-ului, a tuturor proceselor care compun biologia umană, după părerea mea și a multor cercetători, în vederea unei modificări din direcția umanității către cea a post-umanității. Să facem omul altfel și ce înseamnă acest altfel, trebuie să vedem lucrurile puțin în perspectivă capitalistă și în perspectiva globalismului de care se tot vorbește, înseamnă să-l facem mai competitiv, deci mai performant, deci mai eficient. Ori, din păcate, din punctul meu de vedere, care sunt încă o ființă biologică... Deja sunt îngrozit. Din păcate, eficiența se obține prin adaosuri și prin inserții și prin uz cibernetic, mai degrabă decât prin factorul uman. Ne referim aici la productivitate, la maniera în care individul poate deveni mai productiv. Este limpede că dacă mie, Ion Manolescu, mi se implantează un dispozitiv peste, Doamne ferește, peste 20 de ani, când poate nu o să mai văd atât de bine și ochelarii nu vor mai fi suficienți, mi se implantează un dispozitiv de augmentare a vederii, este foarte posibil că eu să nu-l refuz. În virtutea propriei mele funcționalități, în virtutea progresului propriei mele persoane, ca să pot citi mai mult, ca să pot scrie romane mai bune. De ce aș refuza ca eu, tatăl unui, ipotetic al unui copil, de ce aș refuza o operație pe cord cu implantarea unui dispozitiv de stimulare cardiacă, cibernetic, dacă știu că acest dispozitiv i-ar prelungi viața? În același timp, sunt obligat să-mi pun niște întrebări de natură etică și religioasă. Mă joc de la Dumnezeu, sunt creatorul care începe și deconstruiește ființa umană și o face altfel, după chipul și asemănarea sa de om? Cui? A programatorului. A programatorului. Și a șefului corporației, în definitiv, a celui care decide de ce are nevoie. Ai spus de mărirea productivității. Beneficiile și suntem în schema distopiei lui Huxley, The Brave New World. Genul acesta de distopie a și fost, sigur, elaborată pe linie robotică, de până în anii 20, în 1923, de un scriitor ceh, Karel Čapek, care el este, de fapt, inventatorul termenului sigur. Robot. Unde la slav? Unde la muncii. Robota, sigur. Munca, a muncii. Asimov, apoi, cu toate romanele sale robotice, după care s-a și făcut un film recent, Eu, robotul, cu Will Smith, I, robot. Foarte interesant. Se inversează relațiile cauzale și mai ales ierarhice dintre ființa umană, creatoare, și produsul creației sale, robotul, sau, în filme de tip Terminator, cyborg. E de discutat dacă este util să facem o evaluare strict în termen de beneficii sau strict în termen de pierderi. Pentru că eu cred că, din păcate, balanța se echilibrează și este foarte greu. Mi s-a și reproșat acest lucru pentru videologia, de ce nu ai o opțiune fermă într-o direcție sau cealaltă. Faci o critică a tehnologizării capitaliste globaliste, dar în același timp recunoști că o folosești și că este necesară. Este benefică chiar pentru propria ta persoană. Mi este aproape imposibil să înclin balanța în direcția beneficiilor sau a pierderilor și cred că, din păcate, reacția individuală contează foarte mult. Pus într-o situație limită, de gen un accident de mașină sau o dramă personală, nu cred că argumentația etică sau religioasă, de tip mă joc de-a creatorul divin, mai poate intra în discuție. Vei face orice pentru a rezolva Așa. Situația. Așa. Prin urmare, am ajuns de la textul virtual la o situație de etică a
gradului în care tehnologia